Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în cale de ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne, Tată Sfânt din ceruri și Dumnezeul nostru, venim, Doamne, în această seară să-ți mai mulțumim încă o dată, Doamne, pentru această zi binecuvântată de Tine. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne-ai ajutat, Doamne, să ajungem în acest locaș, Doamne, care este sfințit ca locaș de închinare în cinstea numelui Tău. Doamne, îți mulțumim pentru lucrul acesta. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne mai dai râvnă, Doamne, să pășim spre casa Ta. Doamne, îți mulțumim că ne dai putere și ne păzești zi de zi și ceas de ceas, de orice rău și de orice rea o întâmplare. Te rugăm, Doamne, Tată Sfânt din ceruri, în acest ceas de seară, Tu să privești spre noi, Doamne, cu ochii Tăi cei de milă, Doamne, și să ne ierți, Doamne, pentru tot ce am greșit în fața Ta, Doamne, pentru toate stările noastre nepotrivite în fața Ta. Doamne, știm, Doamne, și de multe ori, Doamne, răul ne urmărește, Doamne, și ispitele se țin lanț în urma noastră, Doamne, ca să ne doboare. Dar știm, Doamne, că atâta timp cât Tu vei sta la cârma vieții noastre, pe noi nu ne va putea dobori nimic de la dragostea Ta, Doamne. Îți mulțumim că și Tu ai fost și cu înaintașii noștri, Doamne, și ai adus cuvântul Tău până la noi. Doamne, îți mulțumim pentru părinții credincioși pe care Tu ni-ai dat. Îți mulțumim, Doamne, pentru frații noștri din lucrarea oastei Tale care au adus cuvântul până la noi. Te rugăm, Doamne, Tată Sfânt din cerul să ai milă, Doamne, de tot poporul Tău, Doamne, de lucrarea oastei Tale, Doamne, de biserica Ta, Doamne, și ai milă, Doamne, și de noi, robii Tăi, Doamne. Ai milă de cei care sunt încercați, Doamne, în boli, Doamne, în suferințe, Doamne, mângâi Tu la patul lor de suferință. Doamne, ai milă și de cei care încă nu Te cunosc pe Tine, Doamne, și irosesc timpul acesta al vieților în lucruri care nu sunt plăcute Ție. Te rugăm, ai milă, Doamne, Dumnezeul nostru, și de conducătorii țării noastre, Doamne, de cei care fac legile în țara aceasta, Doamne. Dă-le Tu înțelepciune, Doamne, să conducă țara aceasta după sfântă voia Ta. Noi pentru toate îți mulțumim și punem și pe copiii noștri, Doamne, familiile noastre, în brațul dragostei Tale și Te rugăm să ai milă de toți, Doamne, ca toți într-o inimă și un gând să-ți putem aduce slavă numelui Tău cât vom fi pe acest pământ. Că-și Ție ți se cuvine toată slava, mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Ceea ce ești mai cinstită,